Bine v-am găsit, sunteți la Focus TV și începe Business to Business. În ediția curentă ne oprim într-o livadă de meri și punem în discuție viitorul și profitabilitatea unei afaceri pomicole, cu studiu de caz în Franța, într-o zonă cu tradiție în pomicultură. Apoi vedem ce șanse sunt ca bacșișul scos la vedere pe bonul fiscal să genereze cu adevărat venituri. Venituri la buget, așa cum își dorește guvernul prin ultima măsură fiscală adoptată. Și tot dinspre guvern vine și intenția de reducere a TVA la apă. E bine, e rău, cu ce efecte se prognozează o astfel de măsură, ce calcule stau în spatele ei, vă spunem în următoarea oră la Business to Business. Rămâneți cu noi! De câte ori nu ați încercat să identificați pe tarabele din piață merele românești și în final ați abandonat căutările pentru că v-ați dat seama că nu veți reuși. Dacă mergeți, mai ales iarna, este o normalitate să găsiți doar merele polonezilor, olandezilor, ori pe cele ale spaniolilor sau italienilor. Lăsăm în urmă disputa mere românești versus mere din import și mergem în livada unui producător autohton de la care aflăm cât de greu este să ajungi cu merele la piață și mai ales să faci ceva profit din asta. Niciodată nu am văzut vreun amărât din ăsta care face agricultură să aibă Mercedes la poartă, ne spune domnul Dima, proprietarul livezii. De ce susține această teorie și mai ales care ar fi situația ideală în care am putea aduce Mercedesul la poarta fermierului român? Încercăm să aflăm din interviul care urmează. Livada Dima, locul în care ne oprim astăzi, este situată într-un fost mare bazin al pomiculturii din regiunea sud-estică a țării. Înainte de 1989, Vrancea avea în zona Suraia Biliești în jur de 900 de hectare de livezi, exploatate în binecunoscutul sistem al cooperativelor de stat. Acum au mai rămas doar câteva zeci de hectare, iar cei care le lucrează sunt temerari, pentru că îți trebuie un curaj nebun și multă energie ca să mai crezi astăzi în viitorul pomiculturii românești. Printre acești temerari l-am găsit pe Petrică Dima, un producător mic care are în proprietate o livadă de peste 4 hectare cu meri din soiurile Golden, Ionatan și Bot de Iepure. Livada aceasta este copilul de suflet al întregii familii, un copil care a crescut de 10 ori în 25 de ani, o creștere constantă, sănătoasă și atent studiată de proprietar. În momentul în care dumneavoastră ați cumpărat primele rânduri de livadă, așa cum îmi povesteați, vă gândeați, de exemplu, că astăzi veți ajunge la această suprafață mare, care, bineînțeles, implică și multă muncă, dar asta o să vedem puțin mai târziu. Nu mă gândeam că va fi ușor, dar intenția mea, așa în subconștient, era de a mă extinde tot timpul. Pentru că livada, deși cere multă muncă, oferă și multe satisfacții, atât financiare, cât și cele sufletești. Ceea ce vreau să vă spun este că într-o livadă, dacă nu depui mult suflet, așa nu reușești să obții profit și nu reușești să obții satisfacții. Noi ne-am extins, am început în 1990, am început cu o suprafață mai mică de 40 de ari, adică ceva mai puțin de jumătate de hectar, și apoi încet, încet ne-am extins, am tot cumpărat, ne-am extins și am lucrat, am obținut rezultate mulțumitoare și asta ne-a dat, să zicem așa, aripi, extinzându-ne la ora actuală până la în jur de 4 hectare și jumătate. Ca să înțeleg bine, aveți 34 de ani, mult suflet pentru că ați pornit de la această premiză, multă energie pentru că erați tânăr și ați pornit cu ideea de a înființa practic o fermă de familie, nu? Ceea ce este și astăzi livada Dima. Da, așa este. Știți dumneavoastră, apropo de ce a spus, că anii tinereții te împing să faci, să faci ceva, să rămână ceva după tine. Eu și dacă mâine aș deceda, să folosesc un termen așa, aș muri satisfăcut că ar lăsa ceva în urma mea și lumea va spune, uite aici e livada lui Dima și aș avea mulțumire sufletească. Așa cum unul din băieții mei mi-au zis că au terminat facultatea de calculatoare. Tatăl, ci eu vreau ca să-mi urmez destinul meu să fac calculatoare, nu neapărat livadă sau nu, numai livadă. Dragul meu, zic că spunea și Napoleon Bonaparte că fiecare soldat are în rucsac un baston de mareșal. Ai viața în față, ai atâtea posibilități, poți să ieși băiat deștept, poți să te descurci și îți dorești succes. Rețeta domnului Dima a fost un amestec între studiul zilnic al plantației, îmbunătățirea metodelor de lucru, practic ceea ce se cheamă eficientizarea exploatării.
păstrează registre de acum 20 de ani în care a scris cu minuțiozitate informații prețioase din fiecare etapă a evoluției livezii, fiecare moment important, fiecare impas sau pas greșit. Așadar, nimic nu e întâmplător dacă vrei să contabilizezi profit și nu pierderi atunci când tragi linie după un an greu de muncă. Și ca să nu faci nimic la întâmplare, îți trebuie știință. Domnilor și domnilor, va trebui să vă spun că interlocutorul nostru de astăzi este absolvent de științe economice. Cu toate acestea, atunci când o să intrăm în profunzimea discuției, o să vă dați seama că ceea ce știe domnul Dima nu-l diferențiază cu nimic de un specialist horticultor. Încercăm să aflăm în cele ce urmează de la dânsul cum a reușit să acumuleze toate aceste cunoștințe care până la urmă îl ajută să țină în viață o asemenea afacere de familie. Nu este simplu. Spuneți-mi, pas cu pas ați adunat informațiile. De ce? Era mai simplu până la urmă să apelați la un specialist, nu? Pe care să-l aduceți aici. Este adevărat, dar asta ar fi însemnat bani pe care nu îi aveam. Și atunci a trebuit să ținem evidențe în fiecare an asupra producției realizate, asupra tratamentelor efectuate. A trebuit să studiez când anume umblă prietenul meu albina pe livadă, îți dau cu tratamente care protejează albina să nu le distrug și așa mai departe. A trebuit să fac tratamente înainte de recoltare care au remanență mai mică să nu o trebuiesc consumatorii, ceea ce este foarte important. Și îmi spuneați mai devreme că faceți tot felul de teste în fiecare an cu soiurile pe care le aveți. În fiecare an facem teste, calculăm și la vânzare, ținem cont de producția realizată pe fiecare soi, pentru că aici sunt mai multe soi și văd care soi este mai productiv și care este mai eficient. Fac studii și constat dacă un soi nu este productiv și constat în urma verificărilor care multe goluri completez cu golurile care sunt, pentru că oricum fiecare palmă de pământ trebuie să producă. Cu aceste principii și cu aceste cunoștințe, ați ajuns în unii ani în care și natura v-a ajutat la producții care depășesc cumva ceea ce scrie în manuale. Aici am să fac o remarcă. Discutam odată cu un specialist în pomicultură, care lucra la o doamnă care lucra la stațiunea de cercetare pomicului și mi-a spus, domnule, nu-i posibil tehnic să realizezi 50 tone pe hectar la o plantație intensivă la soiul Golden. Și am spus, stimată doamnă, dacă dumneavoastră sunteți pomicultori și nu știți, veniți la mine care sunt economic și vă poți cum se face. Și cum se face, domnule Dima? În primul rând trebuie să dai pământul tot ce trebuie, atât ca îngrășăminte, cât și ca tratamente, să studiezi. Acum a apărut și problema capcanului cu feromon de mascul și se constată când anume este atacul puternic la, pentru verile mărului sau pentru molii miniere sau alți donatori care sunt și atunci dai în momentul optim când e curba maximă de zbor cu tratament cu substanțele respective. În același timp, dacă nu este atac, poți să faci economie la pesticide și insecticide, înseamnă bani numai și în buzunar. Iată câteva lucruri pe care dumneavoastră le-ați învățat pentru că v-a împins o nevoie să le învățați. Sigur. Nu le-ați avut la îndemână. Sigur. Și multe dintre ele nici nu cred că sunt în cărțile, în manualele de horticultură. Pot să vă număr câteva exemple. De la un pomicultor bătrân, în vârstă, am aflat că în momentul în care faci altoierile, să ții altoiul în gură, pentru că această salivă lipește foarte bine și face aderență foarte bine și atunci e mai sigură prinderea cu 20-30% decât dacă faci altfel. Fiecare an petrecut în livadă este pentru domnul Dima un câștig. Învață, descoperă secrete, adună informații pe care și le notează în registre, dar și în minte. Căci proprietarul livezii în care ne aflăm este un adevărat tratat viu de pomicultură. Sunt multe secrete. De pildă, uitați cum am cumpărat anul ăsta, am cumpărat o plantație tânără și anul ăsta, acum câteva zile, a fost îngheț la sol, a fost destul de urât. Eu, dacă am dat tot ce trebuie pe plantație, această plantație care lucrează mai mulți ani, a fost mai puțin afectată de cea care am plătat un lucru care nu a fost lucrat așa cum trebuie în anul anterior. Apoi, foarte important este apa. Fără apă, puținul lume știe că la un pom de talie mare consumă 100 de litri de apă pe zi, iar mărul consumă cam 30. Deci are nevoie de multă, multă apă. De asta am verificat și m-am gândit eu așa că normele care au 2500 de litri pe timpul vechiului regim, 2500 de metri cub pe hectar și îți dau 3 rigări pe vară, era foarte binevenit. Domnule Dima, din discuția cu dumneavoastră, îmi dau seama că ați făcut lucrurile temeinic,
ca la carte. Și cu toate acestea, atunci când ajungeți cu producția dumneavoastră la piață, nu culegeți laurii succesului, pentru că e nevoie de mai mult decât de foarte multă muncă pe care o depui ca și fermier, ca proprietar al unei livezi. Practic, pomicultura în momentul de față în România nu este sprijinită în niciun fel. Poate că este unul dintre cele mai văduvite sectoare. Cum credeți dumneavoastră că printr-o intervenție a statului, producătorii din acest sector ar putea fi sprijiniți astfel încât plus valoarea creată de ei să fie, și de dumneavoastră, să fie mai mare? Pentru că nu ține numai de un efort pe care îl face fermier. Asta înțeleg din ceea ce îmi spuneți. Da, statul ar putea interveni cum intervine și în alte state pentru o subvenție mai mare. Eu am fost salariat consilier superior la agenția de plăci, știu foarte bine cum a circulat subvențiile, cel puțin în România, în altă parte nu m-a interesat. Iar din toate subvențiile care se dau, cea mai mică subvenție, numai subvenția pe suprafață de la Bruxelles, este dată pomicultorului. Comparativ cu pomicultorul, culturile în teren arabil, mai primesc încă culturile naționale directe complementare, care înseamnă de la statul român, în 2007, când lucram la agenția de plăți, era dublu față de subvenția pe suprafață. Acum s-a mai diminuat așa, dar totuși primesc subvenții din această direcție. Ori dacă stăm să analizăm că pe un teren arabil, de exemplu la cultura porumb, cheltuielile sunt la o, zic, o întreținere destul de bună, cam 2000 de lei, așa, la livadă sunt de 20.000 lei pe hectar, ori subvenția e cam de, adică subvenția e mai mică aici, iar cheltuielile cam de 10 ori mai mare decât la porumb pe livadă. Să mai pot da subvenții pentru export, cum primesc Ungaria, respectiv primii pentru export, cum primesc Polonia și alte state, tot din cadrul comunității europene pe care noi le primim. Deși eu am avut contacte pentru export, dar nu am dat la export pentru că nu am primit niciun fel de stimulent. Și decât să mi se facă decontarea producției prin bancă, să nu am garanția că primesc bani, am preferat să dau la comercianții români care mi-au dat banul pe loc și mai ieftin. Așadar, domnul Dima nu a ajuns nici peste granițe cu merele sale, nici la hipermarket și nici nu a reușit să se asocieze ca să intre în celebrul program Laptele și Cornul, de pildă. Dar ca să ajungă la consumator, care nu este neapărat tot una cu clientul, a trebuit să studieze atent piața, să planifice temeinic desfacerea și să își eficientizeze producția. Deci, în primul rând, noi am încercat să eficientizăm activitatea. De pildă, ca să obținem un profit mai bun, să ne putem dezvolta, am încercat să facem licitații de pesticide. Chestie de care m-am ocupat eu o perioadă, acum se ocupă unul din copiii mei, care este mai priceput ca mine în ale calculatorului și el este chiar inginer programator. O altă soluție a fost, noi nu le-am asociat, dar am făcut o asociație nelegiferată în achiziționarea pesticidelor de care avem nevoie. Condiția a fost să le achiziționăm până în sărbători, pentru că erau prețurile mai mici. Am promis că le vom ajuta la primirea produselor și atunci am găsit destui furnizori care ne-au dat discounturi de până la 30-35%. Dar pentru a obține produse mai ieftine, a trebuit să ne asociem. Eu, dacă am 4 hectare și jumătate, m-am lângă vreo câțiva prieteni care m-au vreo 3-4 hectare și când am cumpărat pesticidele, ne-am unit, așa am dat mâna unul cu altul. Și ați avut altă forță când ați negociat. Și atunci am avut altă forță și am obținut produse, o valoare mai mare a produselor, dar un discount mai mare. Așa cum face și la desfacere când avem probleme. Adică noi suntem 3-4 prieteni, dacă eu nu am un anumit soi să asigur cumpărătorului, îl trimit la unul din prietenii mei și îl sun. Vezi că îți vine un prieten de-al meu, adică un comerciant care vine de la mine și vrea produse, servește. Și dacă tu ai pe cineva care vrea un alt soi de care eu m-am păstoc, trimite-l la mine. Deci e o colaborare tacită și ne ajutăm așa cum putem. Cum altfel mai lucrați să eficientizați activitatea? Mai în momentul actual, începând de anul trecut, din luna iulie, din 1 iulie, am deschis un punct de vânzare în Focșani, unde încercăm să mai vinem și cu amănântul ca să mai obținem un preț mai bun la produse. Am vândut produse de sezon, cais, piersică, dar încercând de anul ăsta am încercat și ceva măr, dar încă nu ne-am făcut un spațiu al nostru în care să putem să vinem în condiții mai bune,
Și poate că de la anul începem și cu mărul să vindem ceva cantitate pe Ana Ipătescu numărul 5. Sistemul ideal al unei astfel de afaceri este cel în care se creează un circuit integrat, producție, procesare, vânzare. Tocmai de aceea, interlocutorul nostru s-a gândit să valorifice acea parte de producție care se pierde an de an în proporție de până la 25%. Este vorba despre merele care cad înainte de momentul recoltării. O idee la îndemână, mai ales în contextul actual în care toată lumea caută hrană naturală, era obținerea de sucuri naturale, dar investițiile s-au dovedit a fi peste puterile fermierului nostru. Să facem o secție, o mică secție de sucuri, de mere, pentru că merele care cad pe jos, noi le valorificăm decât la prețul derizorii. De multe ori nu facem nici transportul și adunatul, cât primim pe kilogram. De pildă, anul trecut am primit 29 de bani, ceea ce e în preț. Dar am primit piedici de la Direcția Sanitară Veterinară, unde a zis că, domnule, vă luați secții de sucuri, dar vă trebuie un proiect. Doamnă, pentru pus, chiar vorbeam cu o doamnă acolo, care era medic sanitar veterinar, așa zic, nu-mi trebuie mie neapărat ca să pun niște faianță pe perete și să fac o încăpere, mare proiect. Dar probabil sunt interese și interese. Adică dumneavoastră, ca să vă faceți un spațiu de producție pentru aceste sucuri naturale pe care vreți să le produceți ca și producător tradițional, ar trebui să faceți o investiție foarte mare și nu atât o investiție în amenajarea spațiului, cât ar fi mai mare investiția într-un proiect. Înțeleg. Care nu se va amortiza poate cât trăiesc eu și atunci am considerat că nu trebuie să mai fac, să nu trebuie să mă liniștesc. Intenționam să fac și un dozator tot pentru Ana Ipătescu acolo, prin care să vând vara un suc de mere rece, natural, 100%, să vând, e în apropiere un liceu, sunt copii, sunt alții care să, pot să vând acolo. Și v-ați lovit de aceeași barieră? Sigur, sigur, asta e problema. Deja vorbise cu cineva de la Indagra, s-a dus cu tălași din la firma Speed din Germania, dar, din păcate, a trebuit să fac pasul înapoi. Așa că dacă procesarea a fost un hop de netrecut, a rămas varianta vânzării întregii producții și a asumării pierderilor. În familia Dima, căci livada de la Biliești este o afacere de familie, sarcinile se împart foarte exact. Doamna Dima este cel mai bun agent de vânzări, iar cei doi fii și-au împărțit la rândul lor sarcinile. Am văzut, doamnelor și domnilor, cam ce înseamnă munca în livadă, în prima parte a interviului nostru. Dar să știți că cele 7 luni petrecute aici, în livadă, nu sunt totul într-o afacere așa cum este cea de aici, de la Livada Dima. La fel de importantă este și partea de desfacere, identificarea clienților, vânzările efective. Despre acest lucru vom vorbi în cele ce urmează cu interlocutorul nostru, cu domnul Dima, și vom încerca să aflăm câteva dintre micile secrete ale acestei părți de desfacere, pentru că, sigur, munca aceasta, așa cum vă spuneam, de 7 luni, n-are niciun rezultat dacă produsul, mărul, nu ajunge la clientul final. Cum faceți, domnule Dima, să aveți în fiecare an clienți pentru întreaga dumneavoastră producție, ceea ce, în condițiile agriculturii românești de astăzi, este o performanță mare? Fiecare membru din familie se ocupă de un anumit segment. De pildă, eu mă ocup de partea tehnică. Soția se ocupă de partea din vânzări. Trebuie să recunosc că soția mea l-a moștenit foarte bine pe socul meu, care era un foarte bun negociator. De pildă, țin minte că odată a venit cineva cu niște pielicere de Astrahan și a cerut o sumă și el a oferit jumătate din suma respectivă. Așa, și după jumătate de oră m-a plecat bombănind, a venit înapoi și a vândut pielicele de miel. La prețul la care l-a negociat și la care l-a oferit socrul meu. Ei, soția mea îl moștenește. Dacă eu mă enervez după ce discut cu un client, eu știu, un sfert de oră asupra unui preț și nu ești de acord, ori le expediez de livadă, ori mă enervez și plec și nu mai discut cu el. Soția mea a avut răbdare, mi-a rămas, a fost o chestie memorabilă, au venit niște clienți cu vreo 3 tone ca să ia de la mască. Și au fost niște clienți relativ importanți, comparativ cu alții care luau 30 de kg. A negociat 2 ore cu ei pentru suma de 50 de lei la kilogram. Nu, 5 lei la kilogram sau 50 de bani. Eu nu am această tărie. Și atunci m-am convins că e cel mai bun negociator și o las pe ea și negociază prețurile. Mulți clienți mă întreabă, domnule, cu cât vindeți mărul? Vorbim cu soția mea, dacă îl oferă cu 10 bani kilogram, eu nu comentez, iese prețul care îl stabilește și nu avem altceva, nu discut.
Deci, o altă latură este, un alt segment este segmentul promovării și a reclamelor și spuneați cum le ținem clienții aproape. Unul din copiii mei tot timpul trimite felicitări de sărbători, de nu știu ce, de Paște, de Crăciun, de Ziua Numelui, deci îi băgăm în seamă. Îi anunțăm prin mail-uri sau prin telefon pe fiecare că am început recoltatul. Ori oamenii când îi le oferim câte o cafea de fiecare dată când vin. Dacă vin clienți la noi și în ziua care suntem la masă cu colegătorii, vin și ei, eu mereu îi spun la bucătăria asta, dragă, zic, oamenii ăștia vin de la drum lung. Am clienți la Craiova, am clienți la Vaslui, din Botoșani. Servește, rog, o porție de mâncare să mă obosești și vin de la drum. Știți cât de mult contează pentru ei acest gest? Nu vă imaginați. Cultivați niște relații interumane? Sigur că da, sigur că da. Îi respectăm. Întotdeauna, de pildă, când mă nimerești și eu să fiu aici, când oamenii se așează la masă, eu stau cu capul mesei și mănânc mâncare alături de ei. Ceea ce lor le dă încrederea că mâncarea e de bună calitate, nu este o mâncare proastă, nu este o mâncare veche. După 7-8 luni de muncă asiduă, cel mai important moment este în toamnă când începe culesul. Atunci toate eforturile familiei sunt conjugate în așa fel încât 2 luni mai târziu întreaga cantitate recoltată să fie deja vândută. Astfel, familia Dima vinde rapid și nu cheltuiește cu depozitarea, limitând pierderile. Dacă statul ar veni cu un sprijin pentru depozitare, atunci profitul ar putea crește proporțional cu prețurile care urcă în lunile de iarnă, când piața românească este sufocată de importuri. Dar asta nu se întâmplă. Cine sunt clienții dumneavoastră? Sunt la rândul lor comercianți? Sunt angrosiști? Ce fel? Aici mai este un secret care o să vi-l spun, că e bine să știți. În momentul în care avem producție mai mică, vine la un preț un pic mai mare să ne recuperăm măcar cheltuielile, dacă nu putem mai mult. Și atunci nu mai au loc și angrosiștii care vând la detailiști. Și atunci ne părăsesc angrosiștii. În momentul în care avem producție foarte mare, lăsăm noi prețul mai mic și vin angrosiștii care vin cu dube de 3 tone, de 4 tone și am marfă și la unul lor distribuie către detailiști și ajung pe urmă pe masa consumatorului fructele în lansul final, să zicem așa. Clienții noastre sunt dintr-un anumit areal, adică în această relație cu ei contează și faptul că sunt anumite distanțe și dacă ele sunt mai mici, relația comercială este mai bună, în sensul că și cheltuiala lor pentru a veni să ridice marfa de la dumneavoastră este mai mică sau, dimpotrivă, distribuiți în toată țara? Noi distribuim în toată țara, dar, de pildă, anul trecut ne-au sunat și arădeni, ne-au sunat și din partea Bihorului, din partea Clujului. Dar, din păcate, mulți ne-au sunat după ce terminasem deja marfa de vândut. Noi, pe 15 noiembrie, n-am mai avut mere de vânzare. Am încercat să facem un depozit, dar să știți că prețurile sunt prohibitive. De pildă, pentru o celulă de 15 tone, am primit o ofertă de 100.000 de lei. Ori eu îi profitul meu pe ani mulți, nu pot să dau așa ceva. Și atunci prefer să vând un pic mai ieftin, dar să le vândem toamnă, să trebuie producția destul de repede. Îmi spuneați că au fost vremuri în care, având o suprafață mai mică, mergeați cu familia în piață și vindeați această producție. A, păi da, cât am avut suprafață de 40 de ani la început, vindeam pe piața Galațiului. Că asta le spun la copiii mei, dacă eu atunci mergeam pe piața Galațiului, și țin minte că a fost un an în care am vândut mere și erau pline de zăpadă, le-am introdus în mașină, am dormit ghemuit cu cap pe volan și dimineața când m-a trezit, zăpada era tot pe mere, deci n-am avut mai mult de 0 grade în mașină în noaptea aia și așa am dormit și ghemuit și în frig. Ei, din momentul în care ne-am extins cu suprafețele, s-au schimbat lucrurile. Adică câștig mai puțin pe kilogram, dar vând cantitate mai mare, mi-e un profit mai mare decât în anii 90-95. Care este, dintre toate aceste soluții, care este situația ideală de desfacere a producției? Depinde de suprafața pe care o are. La suprafața fiecare. Pe care o aveți dumneavoastră. Nu, suprafața pe care o avem tot angro este, dar ceea ce nu valorifică bine, nu valorific merele care cad pe jos, care nu sunt stricate, dar ele, alea, nu mai merg la mări de consum, ci merg la mări de industrie. Acolo pierdem mult. Și cum ați putea, cum s-ar putea schimba lucrurile? Care s-ar ar fi putea soluțiile? Schimba dacă aș face ceva gen, să fac gem, să fac asta. Vă dați seama că am trecut, am avut astfel de mere, cam 25 de tone. Și ca să fac 20 tone de mere gem, este foarte dificil. Sau prin soluție, prin sucuri de mere. Cam așa stau lucrurile în Livada Dima, într-un an bun când profitul ajunge sau chiar poate trece de 20%.
Sunt însă și ani în care toată munca se duce pe apa sâmbetei. Ca să facă față unor astfel de ani, fermierul de la Biliești pune an de an deoparte bani într-un cont de siguranță. De pildă, la anul ăsta, dacă să zicem că eu nu fac producție și profitul meu sau vânzările sunt zero și profitul zero, eu trebuie să mă gândesc să am sursă de finanțare pentru anul următor, care înseamnă să am un buzunar neapărat cel puțin 500 de milioane. Ca să zic, cheltuielile de recoltare le pot face cu banii care vin din producția care nici nu s-o desfac. Dar anul ăsta a fost îngheț la sol. S-ar părea că la noi nu a fost afectat. La vecinii noștri de la Soraia, comuna următoare, a fost afectat aproape în totalitate. Ori la o cultură cum este mărul și chiar alți pom fructiferi, nu poți să nu-i dai ce trebuie anul ăsta. Hai să spune că nu am mere, da? Nu am mere, dau tratamente fără insecticid. Dar în mod sigur vor fi dăunători cum sunt bolea minieră, care afectează toate frunzele copacului și dacă nu dau cu insecticid, atunci poate debilita pomul și nu mai se poate hrăni prin fotosinteză. Și atunci ce faceți? Care este soluția? Să aveți în fiecare an bani puși deoparte pentru toate aceste lucrări? În mod sigur, da. În mod sigur, da. Nu mergeți să vă împrumutați la bancă? Până acum n-am făcut niciun credit bancar. Dimpotrivă, am avut depozite pe care le-am pierdut la anumite bănci care au falimentat. Eu, când m-am ocupat subvențiile, spuneam la cei care verificam, când mă duceam și verificam subvenția la animale, de exemplu, și spuneam, domnule, niciodată n-am găsit la o lambără de asta care crește o vacă, două, un Mercedes la poartă. Am găsit o dacie hârbuită, o remorcă care cădea o blonă și așa mai departe. Ei cu niște haine petricite pe ei. Asta le spuneați atunci. Acum este aceeași starea agriculturii românești? La fel o vedeți? Starea, eu am mai spus și altă dată și în alte ocazii, starea este deplorabilă, iar cei care mai fac agricultură, consideră cultura ca fiind un sport extrem. Așadar, munca într-o livadă precum cea pe care am vizitat-o nu ia niciodată pauză și la final de an eșecul poate să fie dureros. Te ține în viață pasiunea și te mai ține dragostea pentru ceea ce ai construit, după cum ne destăinuie Petrică Dima. Stimată domnișoară, îmi place cultura. De asta le-am spus copiilor mei și soției când o fi să mor, să mă îngroape pe livadă sub pom. Aici? A mie aici îmi place. Aici vreți? Eu aici simt că trăiesc. Mai ales când văd pome plini de roade, cum sunt acum plini de flori. De pildă spunea cineva, doamne, nu am deloc cărnatan. Ei da ce-i trebuie anul trecut? Un prieten al meu spunea așa, pământului dacă îi dai, îți dă. Este foarte adevărat. Și mai mult decât atât îmi spuneați că trebuie, dumneavoastră priviți merii din livadă ca pe proprii copii, ca pe niște ființe cu suflet. Așa vorbiți întotdeauna despre ei. De câte dacă ori mergeți cu mine în livadă spre fiecare pom care este altuit, că facem și altuit, vă spun în ce am altuit, în ce an am făcut primele roade, în ce an ce soi este și așa mai departe. Eu certam fermierii când veneau și îi plimbam pe hartă, că aveam niște hărți acolo pe care îi plimbam și ca să ne identificăm locul parcelelor și spunea că nu știu unde și am văzut că omul Dumnezeu, dacă mergi noaptea cu mine la 12 noaptea, spun ce soi este pomul, pun la păr, spun ce soi este. Deci eu își iubesc livada ca pe copiii personali, de asta și dacă se tot vehiculează program de reconversie, am avut program de reconversie, nu cred că mă îndur să scot această livadă, doar că găsesc un teren liber să plantez, dar în rest nu mă îndur să scot această livadă. Domnul Dima, copacul acesta are suflet? Sigur, în mod sigur. Și vreau să vă spun că, poate pare absurd, dar el gândește ca un organism viu. De pildă, când are flori foarte multe, să știe din natură, specialitate și în practică, că un pom reține cam 5% din flori care fructifică, restul le dă jos. Dacă are foarte multe, dă jos și are prima cădere, a doua cădere fiziologică și dă jos și oprește ce poate să rețină. Mai mult de atât, dacă are foarte multe flori, el va opri din buchetul floral o singură floare care este culmea, este cea centrală care va face cel mai mare măr. Ca și lupta de supraviețuire a omului, exact, nu? Asta îmi spuneți. Este exact. Ne convingem că afacerea pe care v-am prezentat-o este pe mâini bune și că rețeta succesului este să construiești temeinic, dar și să te mulțumești cu un profit în limite rezonabile și relativ constant. Cei doi fii ai familiei se pregătesc să preia sarcinile de la întemeietorul livezii. Mezinul Andrei învață tainele pomiculturii pas cu pas. Dumneavoastră v-ați fixat un orizont de timp, când credeți că veți fi pregătit să vă ocupați pe cont propriu de livadă? Cred că 100% niciodată, dar sper că pașii vor fi mai repezi, având pe cineva atât de aproape, adică
tatăl, mai aproape nu se poate, în câțiva ani de zile să pot acumula suficientă experiență, dar învățarea niciodată nu se termină. Deci învățarea și acumularea de experiența altor oameni și studiul la altele vezi, la alte, niciodată nu se va termina. Deci tot timpul trebuie, an de an, de acumula cât mai mult, cât se poate, ca, pentru a fi performanță. Și dumneavoastră va trebui să acumulați aceste taine de la, să preluați aceste taine de la tatăl dumneavoastră, dar să și inovați, pentru că până la urmă inovația e cheia oricărei afaceri. Da, da. Pentru competitivitate trebuie clar inovație și mereu adus ceva nou, un plus de nou, tot timpul la zi cu tot ce se poate. Aș vrea să vă întreb cum faceți, cât din timpul zilnic îl petreceți atunci când sunteți în sezon, îl petreceți alături de familie aici în livadă? În sezon încerc măcar 5-6 ore pe zi, asta fiind o medie, bineînțeles, în zilele libere toată ziua, deci 12-14 ore, în zilele când apar și alte probleme mai puțin, dar zilnic trebuie aici 5-6 ore minim în fiecare zi. Altfel apar probleme, oricum apar, dar trebuie tot timpul în fiecare zi aici. Care credeți dumneavoastră? Am văzut mai devreme în discuția cu tatăl dumneavoastră, îmi spunea cam ce calități trebuie să aibă un om care pornește mâine la drum cu o asemenea activitate. Dumneavoastră, care credeți că trebuie să fie calitățile sau lucrurile, condițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a porni la acest drum? Trebuie să-ți facă plăcere. Orice activitate, nu e vorba numai de livadă, în orice activitate trebuie să-ți facă plăcere. Dacă nu ai cum să ai performanțe. Plăcere înseamnă că se depune foarte mult efort și timp și efort fizic și intelectual. Trebuie să faci cu plăcere și cu inimă activitatea respectivă. Mai ales că vorbim de pomi, de pomi care trebuie îngrijiți ca un om. Au foarte multe boli, au foarte multe probleme și ei, deci tot timpul trebuie alături de ei să fim, că altfel, dacă nu suntem alături de ei, nici ei nu pot produce, nu pot fi performanți. Îmi dau seama din ceea ce îmi spuneți că priviți pomul la fel ca și tatăl dumneavoastră. Îmi spunea mai devreme că un pom este ca și un om. Viziunea dumneavoastră mai departe este diferită? Vă gândiți să duceți mai departe această afacere cu știința tatălui, dar cu un plan diferit? Este de vreme în sensul că am încă multe de preluat de la el, foarte multe. În timp, după ce voi avea și o experiență suficientă, vom vedea, tot timpul ne vom sfătui, dar momentan trebuie să preiau cât mai mult. Da, viziunile niciodată nu vor fi aceleași, vor diferi, dar când voi avea o experiență suficientă, da, atunci pot și eu să emit o altă ipoteză, dar momentan încerc să preiau cât mai mult de la el, că este foarte multă informații și cunoștințe. O cheie importantă este deținută și de fiul cel mare, Valentin, pentru că dacă producția din fiecare an se vinde rapid, acest lucru se datorează într-o bună măsură promovării. Iar cea mai bună promovare este în mediul electronic. Informatician de profesie, Valentin a lucrat la promovarea livezii Dima cu instrumentele pe care le cunoaște cel mai bine. De fapt, noi trebuie să facem bază date cu clienți, cu potențial clienți, trebuie să le gestionăm, trebuie să ținem o legătură permanentă cu clienții. Adică o permanentă dezvoltare. A ceea ce avem, îmbunătățire, dezvoltare anuală. Anuală, lunară, săptămânală, de oricât de ori este nevoie. În plus, o legătură permanentă cu clienții, în ce sens? Partea de corespondență. Corespondență media online, corespondență de orice fel. Dezvoltați o relație permanentă cu ei prin aceste da. Mijloace noi, ca să le spunem așa, nu? Da, dezvoltăm de, cred că cu accent mai puternic în ultimii 3 ani, 3-4 ani. Ani în care s-a simțit nevoia de a insista. De a insista, dat fiind contextul economic un pic mai dificil și eforturile noastre au trebuit aplicate la un alt nivel. Din fericire, lucrurile stau destul de bine, adică ceea ce aplicăm pe parcursul anului și cu accent mai deosebit în toamnă aduce rezultate, adică aduce clienți. Ca să reziste și să se dezvolte, livada Dima va avea nevoie în anii care vin de investiții.
Proprietarii se gândesc și la reconversie, dar și la multe alte lucruri care îi vor ajuta să rămână în piață, să se dezvolte și să își extindă afacerea. Nu își fac proiecțiile bazându-se pe un ajutor de la stat și nici pe schimbări peste noapte ale pieței. Așa cum Bonaparte vedea câte un baston de mareșal în ranița fiecărui soldat, citat preferat al proprietarului Livezii, la fel și familia Dima vede reușita la îndemâna oricui, cu condiția ca reușita să se bazeze pe muncă, perseverență, cunoaștere și minuțiozitate. Școala tradițională românească se confruntă adesea cu criticile care arată că acest sistem de educație nu ține pasul cu timpurile, că funcționează după programe, reguli și materii rupte de realitate imediată și că în final trimite în societate tineri fără perspectivă, viitori șomeri. Schimbările însă pot pleca și de jos, de la baza piramidei, nu numai de la vârful unui minister, așa cum ne-ar fi ușor să credem. Demonstrația o face Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu din Buzău, unde tinerii, viitorii absolvenți, sunt educați să devină oameni pe care societatea să se poată baza. Proiectul reunește eforturile școlii cu implicarea mediului privat. Resursele umane sunt asigurate de școală, iar celelalte resurse de compania americană Hoganes, proprietatea fabricii de prelucrare a pulberilor metalice. Primii pași au fost făcuți în urmă cu un an prin înființarea unui sistem de educație de tip after school. Cei 22 de elevi din grupul țintă vin la școală unde primesc o masă caldă, iau parte la cursuri și rămân tot în școală la ore de pregătire suplimentară sau pentru alte tipuri de activități menite să le dezvolte capacitățile de lucru în echipă, gândirea logică și încrederea în forțele proprii. Profesorii liceului sunt cei care își rup din timpul lor câteva ore pe zi pentru a lucra cu elevii. Fac asta în mod voluntar, iar răspunsurile din partea celor pentru care își sacrifică timpul și energia răsplătesc eforturile dascălilor. Copiii au fost foarte încântați și au venit cu toată inima spre acest club. Pe lângă partea de lecții, pe lângă partea de asistență la lecții, au activități extracurriculare din foarte multe domenii. Ne bazăm pe educația antreprenorială, pe lucrul în echipă, pe educație pentru sănătate, pe educația mediului. Absolut toți colegii mei au trecut într-un fel sau altul cu teme extracurriculare pe la acest club. Prin acest proiect, compania Hoganes își propune să-i responsabilizeze pe adolescenți în raporturile lor cu școala și cu comunitatea, să reducă absenteismul, abandonul școlar, dar și faptele antisociale. Mai concret, orele petrecute la școală după cursuri au rolul să formeze oameni responsabili pentru societate, iar acest deziderat este asumat de compania finanțatoare ca o responsabilitate socială. Scopul final este să îmbunătățim comunitatea în care trăim și să avem elevi capabili să urmeze o carieră și să își facă familii. Noi nu vrem neapărat să îi angajăm, vrem doar să fie pregătiți, iar noi suntem mândri de comunitate și că putem ajuta. Efectele activităților extracurriculare se văd deja asupra beneficiarilor. Notele celor din grupul țintă s-au îmbunătățit, iar acum ei pot spera la un viitor mai bun. Cu ajutorul profesorilor, cei 22 de elevi trec printr-un proces de autocunoaștere, descoperind propriile valori și abilități care îi vor ajuta în carieră. Suntem foarte mândri, participăm la proiectul intitulat Pași spre viitor. Ne oferă numeroase beneficii, ne rezolvăm temele împreună sub îndrumarea unui cadru didactic, participăm la activități variate care presupun voluntariat, lucru în echipă, dezvoltarea abilităților de comunicare. Am ales eu să particip la acest proiect deoarece mă ajută foarte mult la învățat, deoarece eu nu aveam foarte bune note, nu aveam bune notele, erau proaste. Poate o să ajung mai departe, mai sus, adică nu o să am un serviciu jos, o să fiu cineva în viață. Îmi place acest proiect deoarece mă ajută mult la școală, învăț mai bine, înțeleg colegii, îmi prietez mai bine cu ei,
Proiectul acesta mă ajută să devin cineva în viață. Pași spre viitor nu se oprește aici. Organizatorii proiectului își doresc să coopteze mai mulți elevi de anul viitor și să organizeze mult mai multe activități de formare a liceienilor. Am revenit la Business to Business, continuăm periplul nostru prin mulțimea de teme economice de actualitate. Guvernul a hotărât zilele trecute să scoată bacșișul la vedere. Este o soluție care se practică în multe alte țări ale lumii, iar dacă vorbim despre principiu, el este corect. Premizele de la care se pornește sunt însă fragile, pentru că, exact ca în orice domeniu care nu este riguros controlat, cu instrumente ferme, pot exista scăpări. Lucrurile au fost stabilite, dar până când impozitul pe bacșiș va ajunge efectiv în conturile statului, va mai trece multă vreme. Toți agenții economici care operează cu bacșiș trebuie să facă modificări în casele de marcat și mai sunt multe alte aspecte de pus la punct. Va eșua această inițiativă sau, dimpotrivă, va avea succes? Nu știm. Analizăm scenariile și într-un caz și în celălalt. Înainte să abordăm subiectul, ar trebui să știm cum anume este văzut bacșișul la noi în țară, dar și în restul Europei. Pentru români, bacșișul este un lucru firesc. Foarte rar se găsesc oameni care să se ridice de la o masă fără să lase o atenție celui care i-a servit. La fel se întâmplă și în cazul taximetriștilor. Restul Europei s-ar putea împărți în două. Pe de o parte sunt țările precum Anglia, Italia sau Spania, unde bacșișul este opțional. Ca și la noi, în aceste țări s-a creat un fel de lege nescrisă, prin care oamenii lasă în plus pentru servicii până la 10% din valoarea emisă pe bon. Pe de altă parte, există țări precum Germania sau Franța, unde bacșișul este inclus deja în nota de plată. Chiar și aici, oamenii lasă bani în plus dacă serviciile oferite de chelner au fost impecabile. Una peste alta, putem spune că bacșișul este o formă de legătură între cel care servește și cel care este servit. Pentru client este o modalitate de a mulțumi, iar pentru chelner o confirmare a calității muncii sale. Principalii beneficiari ai bacșișului sunt chelnerii și taximetriștii. Gabi este ospătar de 12 ani. A avut așadar timp suficient să învețe ce îl mulțumește pe client, astfel încât la final să-l recompenseze. Venitul din bacșiș înseamnă cel puțin 50% peste salariu, dar ideea ca statul să intervină în relația dintre el și client nu îi surâde. Pentru că e jenant să duci cu bon fiscal pentru bacșiș. Asta bacșișul se percepe de când se face o spătărie în lume. Și asta consider că este dreptul nostru și asta face diferența între ospătare și localuri. Și asta consider că asta este dreptul fiecărui ospătar în parte. O să fie cam în jur de 25% din salariu. O să se înjumătățească cu siguranță. Nu cred că să mai fie chiar atât de... Și mai ești motivat să faci meseria asta? Sincer, nu. Pentru că salariile sunt așa cum sunt în meseria asta și noi mai mult trăim din chestia asta. Nici Florin, care face această meserie de mai puțin timp, nu privește cu ochi buni această idee. Bacșișul este o cutumă. De ce să-l legiferăm? Se întreabă cei care trăiesc din acest venit extrasalarial. Nu mi se pare normal. De ce? Pentru că mulțumirea clientului constă în acel bacșiș. Mi se pare incorrectă decizia luată de guvern sau cei de sus. În taximetrie sunt multe întrebări legate de modul în care se vor aplica aceste noi prevederi. Ar trebui să avem alte case de marcat în primul rând, pentru că dar n-am cum să bat eu pe casa de marcat suma respectivă care am primit-o. Casa, deci la noi casele sunt calibrate în așa fel, noi facem metrologia anual, obligatoriu, și pentru casele de marcat. Ea reprezintă, adică exact distanța, timpii parcurși, timpii de staționare și în semafor, deci aia se calculează, iar la sfârșit când dau final, îmi dă și ultimii metri care am parcurs. Guvernul s-a gândit la acest lucru și pare să aibă soluții pentru evidențierea bacșișului în casa de marcat din taxi. La taxiul are nu aparatul de marcat și poate să marcheze diferența. Deci este obligația, inclusiv pentru taxiuri, să emită două bonuri, da? Unul pentru cursă și al doilea pentru bacșiș. Bacșiș. Corect, da? Da. Nu e obligația, nu este... Da, și va fi modificat, pentru că se permită și o astfel de tastare a bacșișului lăsat de client.
Un alt argument solid pentru care statul și-a îndreptat atenția către aceste venituri spre a le impozita a venit chiar de la angajatorii din servicii, turism sau taximetrie. În momentul în care acești angajatori s-au trezit amendați de controlorii ANAF pentru bacșișul salariaților, era firesc să ceară imperativ o soluție și soluția a venit prin ordonanța de urgență care scoate bacșișul la vedere. Practic, clientul achită nota și lasă o sumă în plus, peste contravaloarea consumației. Suma în plus este trecută pe un bon fiscal, fără TVA, bon care poate sau nu să mai ajungă la client. Important, din perspectiva statului, este ca suma să fie fiscalizată. Cum se face controlul? Va exista un registru în care fiecare chelner, taximetrist sau alt angajat recompensat cu bacșiș va evidenția sumele cu care vine de acasă. Și de exemplu, dacă pleacă în pauza de prânz și cheltuiește o parte din banii cu care a venit, se întoarce și notează diferența rămasă. De fiecare dată când cheltuiește din suma dacă cu care a intrat inițial la muncă. De la multe ori în timpul zilei, de fiecare dată trece pe registru. Mai sunt multe alte situații în care lucrurile rămân neclare. Ce faci, de pildă, cu un angajat care livrează pizza la domiciliu? În mod cert, el îi va aduce clientului un singur bon, iar bacșișul îl va declara sau nu. Și controlul pe acești angajați va fi dificil pentru că ei vin și pleacă din unitate, iar pe traseu este mai greu să-i verifici. O altă situație care naște întrebări este cea în care angajatul, la controlul ANAF, refuză să-și întoarcă buzunarele pe dos și să arate câți bani are asupra lui. Teoretic, îl amendesc cu 1500 de lei. Practic, nu prea îl poți controla pentru că inspectorilor antifraudă nu le este permis să treacă la percheziții corporale. Ce pot să vă spun sigur, că ANAF-ul nu va face niciun fel de abuz atunci când nu are în spate, deci nu face abuz. Aplică strict legea. Dacă legea nu-i dă voie să facă un astfel de control corporal, cum probabil că vreți să insinuați, nu face. Mergem mai departe să vedem ce se întâmplă cu banii strânși din bacșiș. Presupunând că toată lumea respectă regulile jocului și ale declarării acestor venituri, la final de lună, angajatorul decide ce face cu banii strânși în casa de marcat din bacșișuri. Are două opțiuni. Fie îi oprește pentru sine și îi declară ca profit urmând să fie impozitați după caz cu 16 sau 3%, fie îi dă angajatului reținând la sursă 16% impozit pe venit. Statul speră că astfel va obține venituri suplimentare considerabile la buget. Din perspectiva calculelor făcute de guvernanți, ar fi mai bine ca bacșișul să se ducă la angajați. Această măsură ar avea un impact economic de 139 de milioane de lei, sumă atrasă la buget din impozitul pe venit. Dacă, dimpotrivă, angajatorul păstrează pentru sine banii, atunci din impozitul pe profit se vor strânge numai circa 15 milioane. Aceste sume ar fi valabile în primul an de aplicare a noilor prevederi, urmând ca în anul 2 să se ajungă la o dublare a acestor sume. Pe hârtie, lucrurile arată încurajator. Dacă, în practică, lucrurile vor sta la fel de bine, vom vedea. Bugetul de stat are un excedent care trebuie direcționat către domenii noi, câtă vreme observăm că direcțiile tradiționale ale cheltuielilor bugetare nu mai absorb atât de mulți bani. Această stare, de fapt, ar putea avea legătură cu anunțata intenție a executivului de a reduce TVA-ul la apa potabilă pentru abonații casnici. Dar când analizezi o asemenea măsură, ce alte ținte ai mai putea avea? De ce să fie o măsură bună din punct de vedere economic și cum culegi beneficiile? Încercăm să obținem răspunsurile din materialul următor. Reducerea TVA la apă de la 24% la 9% pentru abonații casnici este o măsură care trebuie privită într-un context mai amplu. În primul rând vorbim despre impactul acestei măsuri la nivelul abonaților casnici. Luăm cazul unei familii din orașul Buzău, care consumă, să zicem, 9 metri cub de apă într-o lună. Acum, la un tarif de 4,4 lei pe metru cub fără TVA, factura se ridică la 39,6 lei. Adăugând TVA de 24%, totalul este de 49 de lei și 10 bani, iar cu un TVA de 9%, totalul de plată va fi de 43 de lei și 20 de bani. O măsură pentru 5 lei și 90 de bani pe lună pare cam puțin, nu-i așa? Da, dar haide să mergem mai departe. Pe factura abonatului este o scădere, fie ea chiar și așa mică de câțiva lei. Pentru următorii 5 ani, fiecare primărie și fiecare operator de apă are angajamente privind investițiile. În general, aceste investiții se fac cu bani europeni, iar contractele prevăd majorări de tarife din care, ulterior, proprietarii sistemelor de apă ar urma să susțină administrarea, întreținerea și modernizarea rețelelor.
Acest lucru înseamnă, indirect, o creștere constantă a facturilor abonaților casnici. Se preconizează că, într-un termen de 5 ani, facturile vor urca atingând din nou nivelul de astăzi. Asta înseamnă că, practic, prin reducerea TVA, guvernul își trece pe propria notă de plată creșterile de tarife la apă pentru populație. Dar, ca să facă acest lucru, guvernul se angajează la un efort bugetar estimat la 55,46 de milioane de lei într-un an. Pare o afacere proastă pentru stat. O să vedeți însă că nu este așa. Același stat are angajamente de mediu asumate în fața Uniunii Europene. A nu le respecta înseamnă automat amenzi. A le respecta presupune investiții, iar investițiile, mare parte dintre ele, se fac în anii următori, căci vine scadența angajamentelor de mediu. În acest lanț, orice defecțiune poate duce la compromiterea unui întreg parcurs. Pornind de la această constatare, Patronatul Apei din România a inițiat discuții cu oficialii guvernamentali privind sustenabilitatea proiectelor de investiții în rețelele de apă. Patronatul Apei, Asociația Română Apei, am avut de-a lungul ultimilor 2-3 ani, mai mult în ultimul an, foarte multe discuții cu, mai ales cu Ministerul Fondurilor Europene, și în care analizam perspectivele de implementare ale proiectelor europene ce urmează în 2014-2020. Un criteriu care pe fiecare cetățean îl afectează este mecanismul tarifar, mai precis prețul pe care trebuie să-l plătească pentru aceste servicii. Suntem conștienți și toată lumea e conștientă că și în perioada următoare ce va urma unor investiții tot de mare anvergură în domeniul apei și apei uzate va face ca prețul acestor servicii să crească. În multe alte discuții am ajuns la concluzia că ar fi bine ca să reducem prețul apei, da? Nu prin scăderea tarifelor, pentru că era imposibil un mecanism tarifar semnat prin contracte de finanțare cu Comisia Europeană, ci să scădem prețurile acestor servicii prin scăderea TVA-ului. Ce înseamnă practic această scădere a TVA? Odată, la momentul când se va aplica, 1 septembrie, 1 ianuarie, noi sperăm cât mai repede, va însemna practic că e o scădere de 15% a prețului la ape pentru consumatorul final, persoana fizică. Dar practic acest lucru face ca pe termen mediu programul nou investițional pe care România îl va desfășura 2014-2020 în acest sector, viitoarele creșteri de prețuri să le facă mai ușor de implementat, adică mai ușor acceptabile de către populații. Pentru că chiar dacă noul mecanism de finanțare va presupune, și sigur va presupune, o creștere graduală de prețuri, această scădere de 15% va face ca viitoarele prețuri, practic, să rămână cam constante. Adică ne-am dorit ca noile servicii unde ne vom duce cu extindere de apă și de canalizare, în special în mediul rural, că acolo era problema, să nu ducă la o incertitudine cât ne va costa pe noi apa în 2020. Practic vor fi niște prețuri comparabile cu ce sunt în acest moment, odată cu reducerea TVA-ului. Bun, am văzut așadar de unde au pornit aceste demersuri. Mergem din nou la investiții și ne întrebăm de ce era important ca planurile de modernizare și extindere a rețelelor de apă să opereze în strânsă legătură cu o constantă clară. Ne referim aici la TVA-ul de 9%. Răspunsul vine tot de la operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare și se leagă de parteneriatele pentru finanțare. Rețineți că noi trebuie să facem împrumuturi la băncile internaționale, care pun niște condiții ca orice bancă. Trebuie să demonstrezi că poți să dai bani înapoi, trebuie să demonstrezi că ai capacitatea de a întreține toate aceste nebunii de investiții pe care le facem, sute de kilometri de magistrale, de apă, de canalizare, și dăm și credibilitate în final mecanismelor Uniunii Europene și celor de la băncile internaționale, că știm, avem o previziune destul de clară și corectă pentru ce vrem să facem. Adică ni se menține capacitatea investițională a noi, a operatorilor de apă din toată țara, nu numai de la Buzău.
În etapa 2007-2013, în rețelele de apă și canalizare din România s-au investit cam 5 miliarde de euro și s-a asigurat un grad de acoperire de 61,9% pentru apă la nivel național. Pentru diferența de aproape 40% este lesne de anticipat că efortul investițional se va apropia de nivelul din etapa precedentă. Ce s-ar întâmpla totuși dacă nu s-ar opera o reducere de TVA la apă pentru consumul casnic? Ce riscuri ar apărea? Încetinirea investițiilor, da. Da, chiar și acest lucru. Chiar și acest lucru, pentru că toți suntem într-un contratimp. Dar vei știți toată lumea că avem termene. 2017 conformarea la apă, 2018 la canalizare, epurare. Deci nu avem așa, o să vedem noi ce facem peste 5 ani, 10 ani. Ajungem și la orizontul de timp în care reducerea TVA se va concretiza. Teoretic, săptămâna aceasta, guvernul are pe masa de lucru o analiză completă privind impactul bugetar al acestei măsuri. Mai sunt însă alte câteva aspecte importante de lămurit. O decizie ar putea fi luată până la finele săptămânii, decizia de principiu, pentru că, după aceea, ideea trebuie transpusă într-un act normativ care intră într-un circuit de legiferare, ceea ce poate dura de la una la câteva luni. Doamnelor și domnilor, ați urmărit Business to Business, emisiunea care pune ideile în valoare și banii în mișcare, cu speranța că v-am adus și astăzi în atenție subiecte și exemple care vă pot inspira. Încheiem aici întâlnirea noastră. Ne puteți scrie în continuare pe adresa business2b@focustv.ro. Întrebările sau comentariile pe care le aveți pot fi punctul de pornire al unor noi subiecte pe care le vom trata în edițiile următoare. Până la o nouă întâlnire, căutați succesul în tot ceea ce faceți și gestionați-l cât mai bine atunci când l-ați găsit.